Florin Câțu este revoltat că atât Raluca Turcan cât și Vlad Voiculescu au apărut în spațiul public fără mască. Le-am cerut tuturor celor și celor doi colegi să plătească amendă. Pe doamna Raluca Turcan am sunat azi dimineață, ne-am spus să se prezinte, să plătească amenda singură. Toți cei care încalcă legea vor trebui să plătească rigorile legii. Și domnului Vlad Voiculescu prezent aici? Nu există, deci toată lumea e toleranță zero. Scuzele au venit imediat din partea celor doi. Ministrul Muncii susține că se afla în aer liber și că își făcuse un test rapid antigen înainte, iar Ministrul Sănătății s-a scuzat și a spus că voia să bea apă. Amândoi însă au recunoscut că trebuie să fie sancționați.